Început deloc temător clujeni acest meci și acum un gol, gol, gol! Ceferiști deschid scorul în minutul 5. Cred că Ivanovski este cel care a marcat în poarta lui Cani Bolovski la o fază în care defensiva Șahtiorului s-a apărat ca în curtea școlii. Într-adevăr, Mirko Ivanovski la primul său gol în tricoul CFR-ului. Iată-l pe Vasile Miriuț, l-am văzut aplaudând pe tehnicianul CFR-ului în momentul în care Ivanovski a marcat. Încă o dată centrarea, a fost o recentrare acolo a lui Jaime, dacă nu mă înșel. Într-adevăr, iar apoi Ivanovski trimite mingea cu capul în poartă.